Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă persoana voastră de interes vă urmărește pe rețelele de socializare și de ce o face. Hai să vedem. Care este energia persoanei voastre de interes? Ca să știți dacă etalarea vi se potrivește sau nu. Doi de săbi. Care este energia voastră? Șapte de cupe. Ce este acum între voi? Împăratul și trei de săbii. Ok. Viitorul acestei conexiuni. Sunt mai multe, dar este bine să ne uităm. Răspunsul concret dacă această persoană vă urmărește sau nu. De ce? Și alte informații relevante. Ok. În primul rând, vreau să vă atrag atenția că pentru majoritatea dintre voi această situație, da, a apărut din simplu fapt că ați sesizat că sunteți într-un trio și că această persoană efectiv a trebuit să ia o decizie. Decizie pe care vă pot spune că n-a luat-o 100% nici acum. Această persoană are o foarte mare dificultate, da, de a face decizii. Ce vreau să vă zic în legătură cu această persoană este că nu a exclus încă posibilitatea ca voi să aveți o reconciliere. Din aceste cărți, mie îmi pare că voi sunteți în separare în acest moment, însă această persoană vă urmărește pe social media. De ce? Pentru că avea în cărți deja care se indice acest lucru. Asul de spade, care este un indicator destul de clar pentru asta, șapte de cupe, faptul că voi sunteți ținuți în vizor și voi aveți tendința la rândul vostru să țineți sub vizor aceste persoane. Doi de spade iarăși este o carte care poate sugera faptul că social media joacă un rol destul de semnificativ, dar atunci când am întrebat am avut patru de pentagrame și azi de pute, ceea ce mie îmi indică faptul că această persoană, chiar dacă nu vrea ca voi să realizați că vă urmărește, totuși o face. Dar o face din faptul că nu este tocmai împăcată cu ceea ce s-a întâmplat și nu este sigură dacă așa trebuie să fie sau ar trebui să revină după voi, să vă ia înapoi, să încerce să remedieze această situație și să revină într-o relație cu voi. Nu este foarte decisă în acest moment această persoană, da? Este bine să vă gândiți voi dacă totuși vreți această persoană sau nu, pentru că și voi, cred că ați rămas cu foarte multe semne de întrebare și această persoană nu v-a răspuns la absolut niciuna. Nicio întrebare. De ce? Pentru că nu este în interesul acestei persoane să vă ofere toate răspunsurile, pentru că răspunsurile pe care voi vreți să le auziți o să doară. O să fie neplăcute, o să fie urâte, o să declanșeze reacții neplăcute din partea voastră și atunci, dacă această persoană nu este decisă clar ce vrea cu voi, ce vrea să se întâmple pe viitor, nu are cum să vină și să zică lucrurile atât de onest, pentru că efectiv conștientizează că riscă să vă piardă. Această persoană, în primul rând, da, suferă după faptul că se găsește în această ipostază, nu se consideră suficient de puternică încât să facă această decizie. Această persoană are tendința de a dori să dețină controlul, chiar dacă nu mereu este capabilă de a-l deține și da, ok, se simte ca și cum această persoană se gândește foarte intens la voi, se gândește foarte intens la ceea ce ar trebui să facă, se simte efectiv legată de mâini de picioare, această persoană se simte pe de-o parte confuză în sensul că nu știe ce va urma, nu știe la ce să se aștepte, nu știe ce să aleagă. Pur și simplu, dacă ar fi să descriu ceva în legătură cu această persoană, ar fi pur și simplu nu știe. Nu știe ce va face, nu știe ce se va întâmpla, nu știe dacă vă vrea pe voi sau nu vă vrea pe voi sau dacă vrea să încerce altceva cu cineva nou sau nu știu. E ca și cum această persoană în acest moment nu știe absolut nimic, dar știe să vă urmărească pe rețelele de socializare și nu ar trebui să aveți dubii în legătură cu asta. Bun.
Ce va urma în legătură cu această conexiune, ca să știți foarte clar, este că această persoană în cele din urmă vă va scrie și da, cu asul de săbii pe rețelele de socializare va încerca să clarifice un pic această situație, dar asta nu înseamnă că o va clarifica de tot, ci doar aduce un strop de claritate cât să vă arate vouă că are intenții totuși bune față de voi, că nu este o persoană atât de rea, că greșește, că gafează efectiv ca orice om, dar că are intenții bune. Dar un pic de atenție, pentru că modul în care această persoană face lucrurile, gestionează lucrurile și gândește lucrurile, duce către o abordare extrem de egoistă. Și nu va fi, adică vă va spune niște adevăruri, într-adevăr, dar nu vă spune totul pe față. Spune doar atâta cât poate să mai dreagă încă busuiocul, sau cel puțin așa consideră el. Dar vă puteți aștepta să se abține din a spune mai multe lucruri, da? Și mai multe informații care o să doară, care într-adevăr vor fi descoperite mai târziu de voi. Dar el va mai încerca cel puțin să mai facă odată această conexiune să meargă, doar din cauza faptului că nu poate suporta sentimentul de vină, pentru că da, are un sentiment de vină, pentru că vă pierde. Și preferă să mai încerce încă o dată, dar iată că lucrurile aici vor ieși un pic la suprafață și se va întâmpla într-un mod nu prea drăguț. Și deși o să fie un mod destul de urâțel, vă puteți trezi cu faptul că cealaltă persoană implicată aici, deci opțiunea, cea de-a doua, acestei persoane, da, să vă contacteze direct. Sau să-și facă simțită prezența și în momentul în care își face simțită prezența pe voi, vă, nu știu, lovește brusc inspirația în sensul de asta era persoana cu care se vedea sau da, ok, acum am confirmarea clară că nu a fost această persoană fidelă sau ceva de natura asta, dar se simte ca și cum atunci când această persoană lasă semne și își face simțită prezența și într-un mod destul de evident, voi aveți mai degrabă un moment de aha. E un aha cam dureros, dar aș vedea că se întâmplă totuși, ca să vă răspund la întrebare. Da, această persoană vă urmărește ca un psihopat. Doar că nu este încă foarte decisă. Deci ar trebui să facă cu această relație? Pentru că pe de o parte vă vrea, pe de alta nu vă vrea, pe de alta vrea cealaltă persoană, pe de o parte parcă ar vrea să vadă ce are lumea să-i ofere și în cele din urmă să nu rămână cu niciuna. Este un haos destul de mare în viața acestei persoane, în mintea acestei persoane, în sufletul acestei persoane și nu consider că puteți să vă așteptați ca această persoană să ia o decizie definitivă și clară în perioada imediat următoare. Dacă vreți claritate, va trebui ca voi să vă puneți tricoul de persoane mai dure, mai incisive, da? Și să faceți voi deciziile în această situație. Pentru că această persoană va căuta să se strecoare înapoi în viața voastră. Dar asta nu înseamnă că voi ar trebui să primiți această persoană. Asta nu înseamnă că merită acel loc în viața voastră. Ține doar de voi dacă veți primi această persoană sau nu, dar dacă o veți primi, vă atrag atenția foarte mult că aici aveți de-a face cu o dezamăgire destul, destul de mare și trebuie să aveți mare, mare grijă. Bun, cu 4 de pentagrame și azi de bâte, chiar dacă această persoană în acest moment nu dă niciun semn, asta oricum nu ne ajută cu nimic sau nu... Nu știu, nu spune neapărat nimic despre această persoană, doar așteaptă momentul oportun să-și facă simțită prezența, dar își va face simțită prezența și atunci când revine, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că va dori ca toate lucrurile, nu știu ce a sunat, doamne iartă mă sună, așa, în fine, nu știu cine și de ce m-a sunat, când se răspund eu, au închis, în fine. Acum, ce-aș vrea să vă zic în legătură cu toată situația asta este că, deși această persoană nu spune acum nimic, asta nu ne spune nimic despre felul în care va reacționa în continuare, de ce? Pentru că oricum această persoană va face pași, atunci când revine în viața voastră, va căuta să facă efectiv cât mai mulți pași înspre voi, să vă demonstreze că are intenții mai stabile, mai serioase, că este persoană mai implicată, dar atenție foarte mare, pentru că totuși este un as de bâte și nu este un as de pentagrame, ceea ce înseamnă că acele acțiuni nu vor avea o durată foarte lungă, ci din contră sunt mai degrabă acțiuni de moment, acțiuni care se pot schimba
de la o secundă la alta și pe care nu ar trebui să vă bazați. Sunt momente ghidate de inspirație, de impulsuri, de dorință, de pasiune, dar nu aveți de-a face cu, hai să zicem așa, o, nu știu, o direcție clară pentru această conexiune. Această persoană va încerca să mențină ambele variante, atât pe voi cât și pe cealaltă persoană în paralel. Dacă voi doriți să fiți târâți în acest trio și menținuți în acesta, desigur că puteți face acest lucru, dar nu vă recomand neapărat. Pentru că doar pentru că îi oferiți acestei persoane mai mult timp, asta nu înseamnă că brusc persoana va deveni mai hotărâtă și mai decisă în legătură cu ce vrea cu viața sa și cu viitorul său. Țineți cont că și voi aveți doar o viață și voi ar trebui să aveți aceeași libertate de a alege dacă să vă implicați cu această persoană sau nu, sau dacă are sens să mai rămâneți loiali față de această persoană sau nu. Iar dacă această persoană nu dorește să rămână loială, nu văd de ce voi ar trebui să rămâneți acolo în umbră și să așteptați nemurirea sufletului ca această persoană să realizeze într-un viitor ipotetic, da? Că a greșit. Nu cred că va fi cazul ca această persoană să realizeze că greșește și să-și ceară scuze față de voi. Dacă voi sperați că într-o zi se va întâmpla asta, îmi pare rău pentru voi. Nu este cazul, da? Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne revedem curând. La revedere!